Salut și bine am găsit la un nou episod din Good Game Empire. Hai să continuăm. Pachet de beneficii. Sunt niște oferte. Niște oferte, uite, avem aici comoara. Colectează. Și următoarea comoară putem să o luăm în 3 ore. Dar zilnic. Ia să iau cadoul. Și uitați-vă, la 7 zi primesc ceva fain. Pentru săgetător. Așa, niște resurse acolo. Trebuie să te mai uiți pe aici, că uite. Primești resurse peste tot. Eu doar să... Fii atent. Chestia asta ce e? Activitățile Alianței. Membrii Alianței pot cere ajutorul. Și Alex Player are nevoie de ajutor. Ajută-i pe toți. E că le-am trimis chestii. Cum joacă cei din Alianță și cum joacă cei pe care îi vedeți aici? Toți ăștia de aici. La fel puteți să jucați și voi. Jocul e gratuit. Aveți un link în descriere. Vă faceți cont și jucați instant. Nu trebuie nici să downloadați jocul măcar. Și dacă vreți... Puteți să mă adăugați și pe mine, puteți să vă mutați cu castelul vostru lângă castelul meu și o să vizitez castele din jur. Uite, mi-a apărut o comoară aici. Da, câteodată mi-apăreau chestii de-astea și puteam să-l deschid fără nicio problemă, dar acum îmi cere rubine. Aparent, da, nu știu care e faza. Hai să vedem ce avem de cumpărat. Scară de asalt. Aș putea să cumpăr o scară de asalt de aici. Arta războiului, am făcut un achievement. Aruncare cu pietre. Nu o să le cumpăr pe astea încă. Să vedem ce mai avem. Să mă uit pe la toate și pe aia începem să mai facem niște misiuni. Colectează recompensă. Facem și noi misiunea asta. Începem misiunea, da. Nu pot să fac mai multe deodată. Și asta ce e? Asta e aia cu zilnic. Așa, titlul tău. Încă 7 puncte de glorie până la următorul titlu. Mai durează ceva până că facem titlul următor. Dar hai să mergem să vedem ce misiune avem. Dușman mare, onoare pe măsură. Continuă. Ok, am finalizat misiunea aia. Să luăm bănuții aia de acolo. Construiește piață nivel 1. Și nu avem piață încă. Hai să o facem. Faza e că nu mai am loc. Nu mai am loc unde să o pun. Trebuie să le mutăm pe astea. Rotește, demolează. Pur și simplu să le mut. O să pun pasta aici, asta o să mut un pic mai sus dacă merge sau mai într-o parte, asta mai într-o parte tot așa. Așa. Și pasta o să punem aici. Piață. Îi dăm să o construiască rapid. Și avem o piață de nivel 1. Bun. Să mi se încarce chestia asta. Suntem pe drumul cel bun. Avem nevoie de fermă nivel 3 și carieră de piatră nivelul 3. Hai să le upgradăm pe astea. Este nivelul 2, facem nivelul 3. Și tot așa, la cariera de piatră, băgăm nivelul 3. Bun, am făcut și misiunea asta. Trebuie să le fac pe toate. Ok, avem mai multe. Să le facem pe toate la fel. Cred că nu mai am. S-ar putea să nu mai am încă una. Ca să pot să o fac. Care e de piatră nivelul 3. Da, cred că nu mai am, trebuie să fac o fermă. Asta e nivelul 3 și mai am una? Nu, n-am. Și nici n-am loc să le pun. Care e de piatră o băgăm aici. Facem nivelul 2 și apoi facem nivelul 3. Și la fel, mergem și luăm de aici. Fermă. Băgăm fermă aici. Nu mai poți comanda alte procese de construcție până când... N-am voie până când nu fac ăsta. I-am dat cu viteză. Care de piatră? Nu, care de piatră fermă vreau. Fermă. Facem nivelul 3. Nivelul 2 și nivelul 3. Și am făcut level 10. Felicitări, am ajuns la un nou nivel de experiență. Am luat 60 de rubine. 4 salturi peste 5 minute și un salt peste 10 minute. Astea sunt bune. Și am așa, gutter de nivelul 1, brutărie nivelul 1, locuință nivel 3, stocare nivel 2. Și ce mai luăm noi aici? Fântână vrăjitoare. Fântână vrăjitoare, cum vine asta, nu știu. În fine, avem un level 10. Bine, acum știu că mulți dintre voi sunteți, aveți cont deja, v-ați făcut și a jucat o grămadă și aveți castel de la imens și... cont de level mare, 70 sau nu știu cât. Dar eu joc și eu de fun. Adică știu că sunteți mulți profesioniști. Da.
Dar eu joc mai mult de fan, adică în momentul de față eu îmi randez alt episod și mă joc și eu Good Game Empire, că n-am altceva ce să joc. Dacă e să mă bag să joc GTA, să zic, cât îmi randez un episod, merge greu. Nu merge să joc și să randez în același timp și să mai meargă și cu frame-uri bune. Așa că Good Game Empire mi se pare perfect pentru asta, numai că trebuie să mai rearanjez eu asta pe aici, să fac loc pentru chestii noi. Ok, plasăm pe ăla acolo. Și dacă vreți să jucați și voi cu mine, aveți un link în descriere. Jocul e gratuit și măcar nu trebuie să-l downloadați. Doar cât vă faceți cont și instant intrați în el și vă faceți voi un castel. Intrați în alianță, intrați pe zona asta și vă mutați și voi castelul lângă mine. Chestii de genul ăsta. Care de piatra să facem level 3. Ok, am făcut un nivelul 3. Aș vrea să-mi upgradez ăsta, pot? Yep, perfect. Am luat și un reward acolo, pe ăsta nu pot să-l iau, ok, locked. Așa. Bun, și am avem spațiu grămadă aici. Aur furnizat, trebuie să furnizăm aur, hai să le dăm aur. 90%, da, ofertă. Degeaba. Ordine publică din toate articolele decorative. Deci trebuie să luăm articolele decorative să le punem pe aici. Ăsta le punem și noi așa că avem nevoie de ele, nu de altceva. Nu vreau să-mi pun acum neapărat articolele decorative, dar îmi trebuie pentru misiune. Locuința se va modernizea nivelul 2. Trebuie să facem 3 locuințe la nivelul 2. Să vedem cum arată. A, arată mult mai bine acum. Așa, una, a doua și a treia. A treia nu avem, trebuie să facem cu locuință. Să luăm de aici, o băgăm acolo. Facem nivelul 1 mai întâi. Perfect. Și am făcut și misiunea asta. Ordine. Bun, trebuie să mai punem niște obiecte de astea pe aici. O fântână vrăjitoare. A dat un loc, nu putem să le plasăm. Hai să vedem dacă... A, încă unul. Încă un obiect trebuie să mai băgăm. Să vedem exact. Băgăm o cușcă de asta. Și ar trebui să fie 59. Încă unul, pe bune. Ok. Băgăm și noi ce putem. Uităm cu de asta. Punem aici, în colț. Așa. Și acum modrezează locuința... Bun, trebuie să le fac nivelul 3 pe toate. Progres. Începe să devină din ce în ce mai greu. Jocul, dar... Folosești bine loc de resurse, mergi la negustor ambulant. Da, și de acum o să mă pună să aștept. Nu o să mai pot să le fac așa de repede cum le-am făcut până acum, dar am vrut să le dau speed up ca să nu stăm. Adică... E cam mai rău să stai o grămadă. Adică dacă e să îl pun eu să-l las să facă, îl las să facă. Dar pentru video trebuie să vedeți ce se întâmplă, așa că... Bun. Ia să mergem puțin la harta lumii, să vedem un castel de pe aici, de prin zonă. Ce înseamnă chestia asta? Nu știu ce înseamnă dungile astea. Sunt oameni pe aici, prin zonă. Liviu. Hai să vedem castelul Liviu. Marchează loc, vizitează castelul. Hai să mergem în vizită la Liviu, să vedem cum și-a făcut el castelul. Arată destul de bine. Cred că o să merg să vizitez cât un castel de ăsta în fiecare episod și să vă arăt ce castel aveți voi. Deci dacă vă faceți cont, aveți link în descriere, dacă vă faceți cont și jucați, vă mutați pe lângă mine, aveți șansa să vă arăt castelul într-un video. Nu știu de ce durează atât de mult să-mi încarci un castel. Adică, nu se pare așa complicat. Ăsta e chat-ul. Chat-ul din alianță. Ia și uite, sunt oameni online în alianță. Așa. Foarte fain și-a făcut tipul ăsta castelul. Și acum putem să ne întoarcem înapoi. Vizitează castelul. Asta e castelul meu. E ceva mic, dar mie unul sincer îmi place. Oricum, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!